lasă să văd într-adevăr dacă nu sunteți trader, rămâneți. Dacă nu faceți loc la restul, să fie leac mai larg, să fie mai comod, ca să fie năstărul, să fie, în acest caz, de folos. Pentru ce ați venit astăzi? Vă ce ne spun alții, așa încă? Voi ce nu știți lacul? Lacul pozitiv e interesant. Eu cred că 80% nu sunt folosat. Da. Mai degrabă voi toți să supriți tranzacția. Poate nu toți. Am încerc să spus, poate nu toți. Voi să vedeți plusul? Deja undeva să înceapă pe n-a ori. Așa, mâna se închid sau să nu închidă. Un dolar în sud, unul înapoi, uop, și ce n-am închis iar. Putem să fie cu 10 dolari în plus. Ia că așa se întâmplă. Din motiv că lui Antelui, deci nu puteți. La un moment, da, poate cineva să muncesc, nu sunt lapte respective și nu sunt atât de plăcute. Da? Haideți să trec într-o listă de întrebări. Ei sunt în limba rusă, dintr-o carte. Eu n-am reușit să le traduc. Am selectat 10 întrebări. Dacă voi ați făcut așa ceva, sau ați trecut prin principiul acesta, ridicați mâna sus sau cel puțin dați un semnal. Încă n-am bine. Mi s-a explicat verbal. Poftim? Mi s-a explicat verbal așa cum funcționează. Nu. Eu vă dau 10 întrebări psihologice care vedeți dacă voi întrebări sunteți trader, fiindcă cei 10 pe 5 care au o vrajă, nu trebuie să-i spun, ei știu ce sunt astea de astea. Așa, încerci poza din limba rusă, nu sunt vorbitor în fiecare zi, dar poți să citești. Ascultați-vă, mă rog, cei care sunt în spate, se aude tot ok? Da. Așa, prima întrebare. Inagda ea imbleus... Cine este limba rusă vorbitor? Sufăr, tu nu-l tău. Dar vă rog tare, eu o să le schimb în român și să traduc în cei care nu înțeleg. Иногда я ловлю себя на мысли, что должен быть какой-то иной способ, чтобы торговать безубыточно. Согласен или не согласен? Așa cumva mai rar, fiindcă jumătate de ce vă înțelegeți. Dar eu gândesc că должен быть какой-то иной способ, чтобы торговать безубыточно. Așa, ca să duc în român. Undeva cândva mă gândesc că sunt posibile soluții ca să întâlnesc fără nimic. Adică, să fie chestia și secretă care aici la chestii permanent arată plusul, numai trebuie să am plus, poate traje, ascund informația, nu arată, deci la mine îți primești. Vreți și să ați venit la masterclass și nu știu să se spune, poate da. Dacă nu o dată să mă apropie mai aproape sau hai să devin consultant în aceară, o lună, două, și precis să-ți văd de ce-i mai. Am avut și așa situație. S-au îngărnat o lună, două, nu m-a axat și au văzut tot că cele așa probleme care la toți traderi, tot oamenii au lacăte, eu îți vă arăt situația reală care este. Și la mine, și la alți traderi care mi-au trimis să vă arăt situația lor cu lapte. Dar lapte, lapte, nu cele voastre care sunt. La cineva de este mănânțări și stai lapte. De sus, de două, de bun. Sunt așa persoane sau nu? Bun, în gând, da. Hai să vedem până la urmă. Cu значение analiza rânca de trader e pleață să rămâne cu neidele. Mai rar, urmă, domnul ok. Главным назначением анализа рынка для трейдера является зарабатывание денег. Deci, principalul scop unui trader, trebuie să gândesc ca să facă bani. Asta e real sau nu? Da. Nu, mai merge vorba de analiză. Vorba de analiză. Merge vorba de analiză, asta analiza e ușor de facem. Facem analiză. Deci scopul vostru, tot este de a face bani. Sau de a face o analiză pentru... Știți asta, mă joc în timp, pentru... Sau ce-o să-mi joacă. Telefon, n-am ce face. Strec următorul lift. Перед совершением сделки я всегда рассчитываю риск. Dar cine a fost o singură dată când ați intrat, dar n-ați calculat riscul? Ai să fie mulți trader. Așa, nu da. Văd că apar mai mulți trader, să am că-i facă. Bun. Pe timp cum eu fac. Bun. Никогда не открою сделку, если я не уверен в ее благополучном исходе. Deci, sunt trei să rămân. Dacă sunt trei să rămân, produc. Niciodată nu deschizi tranzacții. Dar cum suntem așa cu procenții? Și vezi acolo o zonă unde el e o soldare, nimeni nu știe la momentul de aduc. Și noutatea n-a apărut. Cred că se dă bai să rup piață. Dacă nu spui după ce ești de acolo, dar de ce eu am făcut asta? Că acolo arată clar. Picior, figură și trebuie să aștept numai străbaterea să-mi după și o străbătură.
V-ați supăzut în momentul acesta, sau nu? Da, sigur, da. Sau, ați arăt situația de Euroscă. Euroscă crește și undeva în... este un moment ca musa scadă și o sunt rulea să vând. Să prins așa ceva? Da. Să nu mă învie eu. Iată este așa un lac. Așa cum? Чем больше трейдер узнает о рынке и об особенностях его поведения, тем легче становится совершать сделки. Порой бывает так, что чем больше знаешь, тем больше тебе фактор мешает. Ага, требовались ему. Может быть так, а может все-таки и так быть. Да, свои слишком румыны по теме. Кукыты это мне много информации, а, кукыты мне много стратегий. Что имеет ему бирж, и эти параметры, что все просто хасты не удикают, что аллигатор антор, что аллигатор инверс, что фрактал, что мог. Сегодня чинева я сам сал, который штик подойдет. Да, да. А правда сон, я говорю, бежал на мастер-классу. Фибоначчи, тот шанс, фибоначчи. Чем есть на поле? Зоне, канале. Стратегии, которые опрут на меня мой в пиаце, которые я инвентат un pic denumire. Трети, если спун на момент, если адун, с инкарте информация, креем нашу информацию. Дак с вами диференция, что вы observat, когда с инчерпут примили роль, я в прима луне транзакционали, результат у вас был мульт мой бун, față după jumătate de ani experiență sau și în colea, de el așa schimbi tăiat, în zis, o lună. În colea, mă pus o tămână și la mine se primează cât mai bine. Mhm, o brânză. În momentul ăsta, cel care începe observat chiar în grupă, poate vă voia să văd persoane, poate cineva eficat de genul. Ați avut începători, voi, noi, noi, eu sunt proaspeți, dar zero, nu știau nimic în trading, nimic. Peste 3 zile începe avea profit. Profit. Aici are cunoștință care au știut pe YouTube, undeva, dintr-o carte, în jos, și tot în jos, tot. Și nu înțelegi ce care faci. Problema că trebuie să o construi corect, să o pus piatră cu piatră, piramidă, anume și aici și de bine. Mai departe, dacă el folosește în asta sau o strângă strategii, la tine să crești. La toți au fost, eu cred că la început, ascensiunea, că așa s-a început, hai să ne caut ceva precis asta, mai trebuie, mai rapid, răzgăneați depozitul, crește depozitul mai rău. Ia ca asta și duce la atât la... Dar puteți să putea în toate afacerile care sunt clasă, ce să fac astăzi, lăsați, hai să știți mai mult cărți, să găsesc YouTube, cum să fac mai rău de pâine aceea. Suflă în foc să crească. Nu e posibil asta. De asta, cât mai clar e strategia voastră, cât mai puțin cunoaște, cu atât mai ușor v-ați transitat. Vedeți piața simplă. Dă în clasă și mă pierd trendul și trei nivele. Ia că asta e strategie, gata. Când graficul e plin, colect haos. Și atunci colectă cineva care colectă născut. Când a ajuns la momentul și nu știi la ce trebuie, la media mobilă, la stocastic, la Fibonacci sau la altceva ce mai este pe acolo, și faci încă în lacă. Ceea ce o dubim noi astăzi. Este problema asta. Chiar soțul lui doamna Victoria, probabil doamna Victoria o știți majoritatea, deci au fost chiar și noastre clasuri, care au fost făcute aici odată, cum se spune atunci, în preview. Eu o explicat cum a început el, adică el mă scrie de piață. El a transaționat prima lui tranzacție pe real, contul lui real. El în timpul practic de cum fac majoritatea pe demo, el a făcut contul lui real. La toți rezultatul, el nici nu îl atrage, eu îi spuneam, fă tema trebuie pe acasă, pe demo, ca și să-i dau, și am plecat pe real. Nu, tătă. N-are omul să la emoții, el nu sunt în momentul ăsta când. Diferența, pe care ăsta a fost demo sau ăsta real. La toți pilați s-au pornit și se împiede numai înainte și analizează foarte bine. Eu vreau ca toți să aveți așa tip de caracter, unde să n-ai emoții. Chiar dacă tranzacția ta duce minut, zero. Asta e bine. Dacă nu, mi-i hit și deschid altă. Iar că acolo, într-adevăr, dacă s-o pus bază de pierdice, lacătul nici nu l-am dat. Sincer, e că el de lacăt nu știe așa. Din motiv de odată și asta află, e însă. El la orice, în limba rusă se numește calibane sau oscilație, da? Oscilație, el ați gândească la lacăt. Hai să-l blochez, hai să-l opresc, ca să nu văd minus. Nu e cea mai bună soluție, de asta și-o găsim azi soluții potrivite. Mai departe, vă rog. Когда я только начинал торговать, мои действия были совершенно бессистемными и хаотичными. Случайные успехи чередовались с серьезными неудачами. Да, să traduc, când am început a tranzacționa, tranzacționarea mea mergea ca un fără sistem, fără respectare, de exemplu, chiar vorbim puncte, direcții, intrare, greșele, și la asta evident cum începeau atat greșele. Hai să ne gândim toți, vă rog, prima tranzacție, duceți la mine. Poate că cineva a fost mai târziu, poate că cineva a fost mai proaspăt.
Cum ați deschis-o? Asta la zantă? Nu. Numai două persoane recunosc. Este un și Vreau să știu. Dar vedem acolo. Vreau. Serios? Eu am exponent pe un cont nou real, eu nu aș face nimic. Aș deschide să văd cum a se învăluit. Și avem baza la ce este și la acest plan. Iată eu cum aș face, sincer. Depinde de somn. Depinde de experiența care o aveți. Vasile nu e. Vasile are o lună jumătate de când a susținut conteaua. Vine la oficiu, semnează contractul, cu asigurare, dar vor fi tot acolo la pachet, full pachetul ăla, dar nu știu ce este la diferite companii de la Montelecom. Tot pachetul și ta sunt de mici. Azi nu îmi fac. Era undeva ora asta, 4-6, sara, deci cumva se finaliza ziua de lucru, ziua de... Nu, azi nu fac nimic, mă duc acasă, mă odihnesc, mâine încep, fac analiză și mâine. Ajunge acasă, scrie, primul profit este doar. Am început să scrie, am început de azi. Bravo, fără nimic, nu s-a mai făcut el analiză. Eu sunt scop să fac analiză și apoi zic, totuși îmi scrie. Și nu numai el, majoritatea și-au făcut, care au fost în perioada asta. Așa? Când era contul asigurat și eu făceam așa, dar nu le-am luat. Prima транзакция по той сигурат, по-моему. Отлично, я не скидываю по-старому. Порой я ловлю себя на мысли, что рынок что-то имеет лично против меня. Я хочу. А сначала просто брать. Ну, надо сел, я еду в Василия на замдяться, что капсула пьеру ног раздосков. Да, да. Я все порнит, дом Станислав с Кристом Терезу, да, не слов мэр. El vine la ochii. Dar au prins-o de sus, înțelegeți? El a ștătat momentul, îl văd scrie și de-asta agresiv. Stresul doar, ce n-are cum el. El a ajuns la moment când sunt, de-am instinctul de trăit. Era și în supra-cumpărare acolo și poți fi bolul național. El de sus are săl, săl, săl. Azi, înainte de masterclass, am telefonat și văd. Mai ții eu nu. Scoțând, dar nu știu, nu știu, de rădare, am parcă văd, sunt toți înapoi 10 puncte. Fiecare punct îl urmărește. Da, e tot adăugări în jos și oricum, de deja poate spui, este o fost pozitiv. Dar oricum a fi evoluitor dacă se întoarcă înapoi și se închide în jumătate și nu ține pe fiecare lor. El se duce, se duce frumos, dacă acolo, dacă e clar, figură, când e tăți văd asta în moment și e agresiv. Ia. Bun. Много раз было так, что я держал прибыльную сделку, и даже когда становилось понятно, что движение заканчивается, я так не смог зафиксировать прибыль. Да, да, да. Да, стой. Ай, блядь. Слушай, вас майка. Есть еще вопрос. Я часто провожу бессонные ночи, думая о рыбе. Ну, пусть я думаю, что такое торт. А сколько мне казалось, позиции прислала? Прима, он нам отказал по новому, потому что там 3-5. И рады, так что в той ситуации, на которой мы отвлекут, что ел, кто там просто пройдет торт. Eu să nu stau nopții, de obicei era ca persoană, era ora 12 și maxim trebuie până acolo, la culcare. Gata, adică dacă tot am zis, poți să fii și unul, și două, și trei. Trecut o săptămână, prima săptămână asta eu putem știu toate lumea ligiena japoneză sau așa. Dar eu să înțeleg, dar vreți să era japoneză când era încă până la creștere, până la război, până când era în confortul ăsta jos. Acolo eu nu făcea nimic, eu stătie, era moarte de tot, era jos. Când învățasem, higiena nu era așa de scump, ca a spălat, era atunci 3 puncte până recent. Dar care el iubim spre celălalt jucăie, a zădău, ce la șeful, din tot dacă el merge în corelație, a jucăie eu cu restul meu și tot. Așa de tot erau rămas. Când îți cheie cu 5 puncte spălat pe un prospurs de gen, așteptai să acoperi spălatul, și te uitai noapte în modinii zero, hu, te-ai spus, ține și participa o ceată de pisuri. Cum și-am făcut și fac am întors de altfel. Sper că și la voi a fost așa momente. Cred că am adormit să nu știu. Nu? Depinde de tranzacție. Da. Așa? Последний вопрос. Ходили ли вы когда-нибудь в рынок лишь потому, что опасались пропустить движение? Да. Да. И лезах, и лезах, и лезах, и лезах. А ж întrat cineva în tranzacții, când ați văzut că s-a dus lunare așa de mare, și rămâne. Doamne ferești, sperăți voi în momentul ăsta. Sunt dat și voi sus, duci înapoi. În fiecare zi. Ferești, ferești, sunteți trăi.
Dacă sunt cu toate procesele. Ele sunt mult mai multe întrebări psihologice. Cine o să fie contestat de carte care o ne le-am găsit, o să vă scris în anchetă acolo și sau pe numărul care eu l-am pus pe Martins Carson sau îl găsesc la un consultant pe grupul 3 decepători, eu vă transmit cartea în format electronic. Ca să nu fie bine. Bun. Ce este? Ce este lacul pentru voi în viața de zi cu zi? Ceva care îl pui. Este o lacă care îl pui la ușă, la safe, la beach, snunzele, poți să-ți pui, da? Să pătrezi bani, documente, haine și tot așa, etc. Ca să-l poți scoate, să-l spui, trebuie să ești ok, da? Dacă ai chirie potrivită, e bine. Dacă ești pe post, ne trebuie să spun post la chirie potrivită. Specialiste, spun, da. De asta noi să vorbim despre dânsă. Ele sunt mai multe. Noi știm vorba despre lacă, da? Ce tipuri de lacă cunoaște voi sau să învățat? Pozitiv și negativ și este trider, și oricum, între timp pozitiv și negativ, lapidul de lucru. Dar lapidul de lucru mai mult sandri de lucru, pe care între timp trebuie să lucrez cu gânsul. Vă place lapid? Nu. De ce îmi place? Mai da, sunt lapidul că tare e un prieten destul de bun. El vă dă, să spun, încă o șansă. Încă o șansă la viață. Mai mult șansă vă dă de acest un an. El, nu toți, dacă vorbim să cauți informații pe internet, în engleză, în rusă, foarte puțină și toți care o să-i găsesc, o să spun în următor. V-am nujit lacăt, vom vă trebuiește, asta nu-i bun, este rău, din motiv că dacă vorbim noi ca trader, ca să spunem cu Peleron, pe asta mă urmie comision, când mențin în tranzacție, scop, da? De la zi la altă. Și în momentul ăsta, eu pot să-l țin și un an, și doi, și câți ani ați sunat faptul? Un an. Cât ai fost un an? Mai mață. Perioada? Este sensibilă. Perioada de timp. Ca este scris la trei. An. Un an. Nu. 12 ani și a fost în timpul să mă n-am primat la trei. Dacă un an jumătate la trei, ești ceva mai... mai tare. Mai tare? Două ori. Două ori, da? Cea mai mare lacă, prieteni, zona asta, deci care eu cunosc pe trader, un an, jumate, doi. Asta e zona, perioada de lacă. Ce se întâmplă în perioada asta, când o să curați, dacă o să activați cu lacă, și o să lucrați cu lacă? La voi se dezvoltă abilitatea de lucru ca trader, se dezvoltă alt caracter. Dacă până la mult cineva ca caracterul vostru, o să învățați mai mare, aveți frică de viață, cât mai mult dacă țineți lacă respectiv, oricum la voi caracterul începe mică, minus nu mai este o problemă. Și se dezvoltă abilitatea de așteptare, sau corect să spun disciplină. Disciplina de a lucra pe piață. Iar anume instrumentul ăsta te dezvoltă ca trader piață la următorul nivel. Fiindcă dacă lucrezi cu dânsul, evident. Întrebi într-o sponsor de depresie, poate cineva să întrebi o depresie, că stai în lacă. Fiindcă e ușor. Ca să întrebi într-un lacă, te dai în tranzacție opusă. Te dai în bani sau în său și poftim, gata, l-ai făcut. Deja următorul pas, este mai greu de ieșit. Din ce motiv? Mai greu de ieșit psihologic, pentru că noi tot vrem să ieșim pe plus, dar nici acum pe minus. Ia că asta e mai mare problemă și noi nu înțelegem faptul ăsta. Doamne ferici să închidem tranzacție, minus pe... nu știu. La cupetă ne vine în ajutor pentru a salva așa tip de situații, dar eu nu vă recomand, cel puțin cei care sunteți începători, să-l folosiți. În cazul în care nu mai necesități de urgență, sau necesități care voie să pierdut controlul și nu știți ce faceți de viață, blocați ca să închizi motorul, apelați consultantul sau cel puțin la moment ați închis, v-ați dus, v-ați plimbat undeva, v-ați recorit, ați băut ceva rece, a doua zi analizați ce ați făcut. Din motiv, fiindcă asta nu înseamnă că l-ai blocat, gata, tot într-o ce ești, trebuie să ieși. Și trebuie să intri corect în momentul potrivit, fiindcă la ușă îți spune lacul sau groască la ușă în cuib, ai locul ei. Setat, da? Sau dacă vrem la țară, la beach, la fil, este la niciun mai mare, tot e pus setat acolo într-o zonă, la mijloc, ca să fie comod. Iar și piața la te trebuie din intrat plăcut în ele ca să poți ieși înapoi din ele. Fiindcă sunt momente când este un nivel de rezistență sus aici, un nivel de suport aici, ai dat baia sus și să-l iei. Iar că ăsta e lacă de cea la care e. Așteaptă încă o lea. Poftim?
Hai să trebuie să-l poți să faci asta. Trebuie să ai așa meditat, nu tot poți să faci așa la... Dar aveți așa ceva, știți că sunteți bravi, să-i lacă pe mine. Bun! Cine are lacă de probleme la un meditat? Sunt trei de bravi. Încă un moment foarte interesant, care este timpul de lucru? Piața un trader până ajunge un trader independent fără ca să mai ai nevoie de ajutor pe el. Nu știu, nu știu, pare că 2 ani. Că trebuie să mă rog. Dar nu e vorba de mățare. Absolut, nu e vorba de mățare. În ce se măsoară timpul nostru? În ori, în zile, în ani, în 60 de ani la pensie și în profesie. Cum diferența trade-ului? În tot ce rezultate. Transacții. Причем время, если ты можешь даже год торговать и не иметь никакого результата. А кто-то за 2 месяца может уже показать результат. Факт, и позиционный фит для порта мини, да, ну и респонсов для нас, да. Честно, с вами экспириенция полный трейд, в том кредит свой. Timpul petrecut în față... Timpul petrecut analizat. E grafic. Da. Timpul analizat. Nu poți să-mi stai și uite ca la un film, da? Dar în timpul ăsta să faci o analiză, prognoză, să mărești piața, să faci istorie care vă analiză. Dar cum ați învățat după zi? Stați fi bolile. La început, dar ați avut probleme sau nu poți. Da. De exemplu, eu sincer vă spun la lecțiile mele când e grafică, eu găseam 3 lunări. Nu? Combinații de lunări care arată spune. Dar 3. Una, două, trei. Adică una de creștere, una de creștere, una de scădere. Adică asta la mine era figură. Eu mă duceam la lucrat de două de după lecție, la sala, la 2 zi, după aceea mâncam, mai facem treburile, începem o cadouă figur și trimit la profesor să plăce, la managerul meu. Asta nu e figură, asta sunt 3 lumânări, altă figură. Adică până am trecut bariera asta. Iată, asta și voi, pe voi o să vă întărească ca trader, nu experiența voastră cât a stat în fața portorului, ca să observați, să antrenați ochiul, ca un lunetist. Suplimentar, la noi se asociază lucru, profesia noastră, job-ul, copilul care și cum are, ca pilot. Iată, la pilot, experiența lui, până iese la pensie, fondul de pensie, ca să dă statusul. Orele de zbor, cât e l-a zburat. Dacă faci pauză între zboruri, cum a fost pandemie și dacă s-a auzit pilotul care a dat interviu la un canal de știri de la noi din Moldova, cineva a întrebat, cum e făcut, cum atind? Dacă e în pandemie, când a fost problema cu aviația, nu zburau, erau obligați, după contractul și pus după regulile pilotului, să facă practică tipul ăsta. Deci eu la avioane simulatoare, sau cel puțin companiile care aveau zonă unui zbor, îi deplau, se pierde stajul, se pierde experiența, abilitatea. Iată ce înseamnă și experiența de trader. Asta nu înseamnă că voi gata dacă nu aveți tranzacții și nu faceți buy sell, nu buy sell. Asta nu merge. Merge. În fiecare zi te trezit, analiză. În fiecare zi te trezit, analiză, analiză. Faceți o mapă acolo, un calculator. Data de azi, iată, pe săptămână. Sau o dată în săptămână încercați să faceți analiza voastră pe termenul. Și lăsați să ziceți cele, că nu o să fiară, nu o să te spară pe ele. Salvați-vă, salvați-vă, salvați-vă. Pe jumătate de an sau la sfârșitul lunii, analizați, să vedeți cum lucrați. Și o să vedeți abilitatea asta de a prognoza și o să înțeleg piața unde poate să ducă el, fără acordul cuiva. Și plus, mental, mai primiți o analiză dintr-o parte din alta, voi puteți faceți o carte, o ștătire, un alt lucru. Dar anume, așa o să generiți numărul de ore. Numărul de ore de lucru a unui trader este în jur de 1000 de ore care voi trebuie să aveți. Dacă nu mă găsesc platforma de lucru, unde voi v-ați înregistra, ea are calculul respectiv și vă arată cât voi sunteți activi pe lucru. La calculatoarele voastre personale, dacă nu v-ați spus pe manager, vă spun eu, la Windows merge, la Mac nu, la sistem de operare. Alt plus E. Când apăsați Alt E, acolo vă deschide ca un raport, numai pe informații electronice, direct pe platformă, direct pe MetaTrader 5, nu se scapă nimic. Și acolo vă arată toate datele astea. Cum evoluează contul, soldul pieței direct cu soldul. E o informație mai multă ca raportul standard care vreau să fie. Poți verificați asta acasă sau cel puțin poți să vă arăt mai târziu aici. Așa, haideți să încep. Deci, lacetele sunt de două tipuri. Negativ și pozitiv. Pozitiv, mai puțin probabil cineva din sală să mă interesează, dar o să discutăm cu dumneavoastră, pentru că câți numeresc în trăiesc. Pozitiv mai mult să folosești
Pentru radicale pozitive, să spunem așa. Da. Sau, de exemplu, când avem o tranzacție, în plus, hai să spunem așa, avem bani pe tot jos, din la minim care poate anterior. Și eu nu vreau să închid baiul, dar știu că el trebuie să ducă înapoi pe mafii istorice. În timpul ăsta, când sunt colecțiile, eu merg pe săl. Iată, acolo eu fac lacrimi pozitiv. Prin toate mișcări de piață care există. Dar baiul nu închid. Eu permanent sunt plus, cu tranzacții de jos, dar fixez și înapoi, și în jos, și în jos, și în jos. Iată, în așa manieră se numește lacrimi pozitiv. Sau alte situații, de exemplu, cine a dat pe gaz de jos, și încă nu l-ați închis baiul de jos, de jos, de jos. Când el cade, nu ieși în săl. În săl, în săl. Dar rămâne, să înțelegeți, de asta e corecție. De ce nu sunt folosit o trădere? Fiindcă nu au răbdare asta de a menține, o închis mai de tranzacție, o schis altă. Iată în ce constă. De asta eu mai mult o să mă acces. E negativ la moment, la sfârșit, eu mă acces să vorbim de a doilea tip de lacăt, lacăt pozitiv. Așa, în ce constă lacăt negativ? Pentru că noi la bucăm când trebuie de aplicat. Care sunt pașii sau punctele corecte de a schimba un lacăt? Cred să dus în următoarea vreodată. Le deschis tranzacție și... Ok, bun. Să schimbăm banii cu promit, trebuie să fac acolo, el nu-ți trebuie tot și s-a dus... Am înțeles. Încă? Vrei să apri contul și nu-ți ne permite marjul. Și mă vrei să-l salvezi un pic să mai poți schida. Da, la ceva. Dacă deschizi lacul, nu se duce mai bine. Pe loc, stop loss. O, e cazul dar cine iubește tot prostul? Cinci persoane? Cinci persoane iubește. Bravo, într-adevăr e foarte bine că puteți să lucrați cu dânsul și v-ați adaptat. Fiindcă dacă lucrați tot prostul, absolut, voi tema la când nu aveți nevoie. Dar puteți să vă notați, puteți cine nu are foi, cine nu are material fix, spuneți-mi eu vă transmit dacă aveți nevoie, vă faceți puteți. Dacă nu, merge mai departe. Ok. Mai este cineva? Ce? Hai să spuneți câte picuri, câte foi spuneți. Puteți să răspuneți, vă rog, în spate? Mulțumesc. Așa. Ca exemplu. O să vorbim despre o tendință și nea. Avem nivelul de suport, nivelul de rezistență, unde prețul evoluează în creștere. Întâmplător, aici au fost o mică corecție și am văzut un nivel de puteri și am decis într-un bani. Se vede tot în spate, tot ok? Super. După regulă, stop loss-ul trebuie să avem după nivel? Da. După nivel. După nivel. Deva mai jos după nivel. Prostul de sănătate, pe când ne-a explicat el pe vasanță după depozitul lui. Eu aș fac un calcul cu 10% din depozit, spre exemplu. O să cupiez un depozit 20.000, fiindcă la conturi mici, la cât în general, nu spun. Eu nu se recomandă, fiindcă acolo e chim și o sândă. La depozite mari, ți-i permite permanent să lucrez, putem să-l gestionez, pentru că alt volum. Așa. O să iau un calcul un depozit 20.000, care este volumul de lucru cu acest cont? Corect. 2000 sau 2000? 2000. Da, deci volumul de lucru corect este 2 loturi. Eu o să-l folosesc în jumătate. Asta îți schimb un bani cu un lot. Așa. Un lot. Deci stop loss-ul după depozitul respectiv, cam cât ar trebui să fie? La 10% risc. 50%. 5-10%. Un procent, hai să-l un procent din depozitul ăsta. 5-10% de risc. 100 de puncte, da? Deci 100 de puncte de la instanța de unde prețul sau de la nivelul cum calculați, voi luați în calcul tot sau nu. Deci trebuie să avem în jur la 100 de puncte stop loss-ul. În cazul în care îl puneți, în cazul în care voi nu vreți folosiți stop loss-ul, ce ați spuneți atunci? În situația opusă, noi vom pune ordine amnat. Deci sunt tot. Dacă nu vreți să folosesc, ca să-mi dați blocați tranzacția. Aici sunt două soluții. Ori voi luați o
cum se spun, o lovitură, o înfrângere de pe, de pe piață, sau voi deja intrați în a doua etapă, în faza de gestionare a unui lac. Fiindcă gestionarea poate să dureze de la o zi până la jumătate de an, așa și față luni, un an, eu cred că mai mult de 2 nu are sens să-ți. În dependență, de exemplu, dacă Bitcoin are ceva baie pe vârf, da, s-ar putea de gestionat până aștept înapoi la 60.000. Iată, asta e situația când intri în Lambert Collect, după calculare aici și Money Manager, după codificare depozitului personal. Dar în momentul în care trader nu pune nici aici, nici aici, el vede o răbatere, deschide sell pe direct pe piață. Cam așa se întâmplă situația, cea mai des, așa cum și eu. Prețul mai fluctuează, cu prețul pe urmă, din cam salvată, trece o oră, poate să mutea și o oră, și se întoarce înapoi. Și începe panica, aici se începe lupta cu piața și nu înțelegi nimic. Pentru că în timpul ăsta nu a fost luată cea mai bună decizie. De ce? Eu am deschis bani. O să arăt unde este bani. El respectă punctul de intrare, direcția. Direcția respectă, plus, intrarea... Și se spun fibonacci, fiindcă bine, e pus fibonacci, dacă am pune fibonacci, cam este fix în zona așa, cu ambiționate de sinul ăsta. Deci eu nu lucrez cu intrare, ceea ce observ eu pe instrumentul respectiv. Dar cu ieșire, nici atât, eu nici nu știu unde să n-am nici stop loss, n-am nici ordine, n-am dat nimic. Eu scopul meu, eu văd numai în sus, în jos, nici nu m-am uitat ce se întâmplă. N-am luat în calcul că așa ceva poate să întâmple, în general. Sau pe urmă, când așa întâmplă, uap și așa, dacă moșnă bădă. Iată care este soluția. De exemplu, noi am intrat în lacul ăsta, într-o așa de lac, este mult mai ușor de ieșit, din motiv că noi am intrat din prima pe tren. Noi suntem în tren, noi avem clar tendința. Când este clar imaginea, ca următorul desen care vă spălă, proiectorul un pic, nu arată clar imaginea, dar o să mă speru să vă desen. Ați memorat ce s-a întâmplat aici? Așa. Prima imagine. Când este momentul de claritate. Deci nu avem clar o tendință, nu avem idee de unde se piața. În momentul ăsta nu faci nimic. A doua situație, avem două respingeri. Deja e clar că posibil să fie următoarea, să formeze o tendință așa. Mai vine a treia, noi corect intrăm în tranzacție de care? De bani și am fixat ca următorul exemplu care ați văzut, o să fie claritate. Mai se întâmplă așa ceva. După ce o crescut, vine înapoi și îl trebate trână. Ce-i să fac eu atunci? Tranzacție deschisă? Da, tranzacție deschisă, iată cam așa. Iată situația cum a fost. Corect, s-o deschis din respingere, s-o plus, s-o plus sub. Și prietul tăi prostul, după corect, dacă eu am respectat punctul direcției în care și îl trebuia să fie închis. În momentul în care eu nu cred nici cu tăi profit, nici cu s-o plus, eu am pierdut momentul, piața se întoarce înapoi și se întâmplă la asta. Poc, se duce în rost. Ce fac? De ce la altă? S-au schimbat clientele. Ați prăbătut clientele. Ce stăpăm? Stăpăm pierdere. Bun, stăpăm pierdere. Spuneți că o străbătut nivelul de suport, da? S-au schimbat trend. Dar este semnalul de schimbat a unui trend? Nu. Spuneam un stop loss pozitiv mai de. Dar nu s-a pus, fiindcă. Nu s-a pus. Nu stop loss pozitiv, nu știu. Haideți, vreau să vă porniți. Porniți că e sala, știu că sunteți obosit, dar... Spuneam sau. Poftim? Stop loss la ultimul minim și dacă strică structura, înseamnă că strică și pe aia. Noi dăm un punctul ăsta să o vedem, așteptăm o reconfirmare. Nu, așteptăm o mai mare, de mijloc. Unde? Nu, adică eu aș trage o linia ca așa, iar cândva nivel, da, unde punctul cea mică, da, cea de jos, aș trage un nivel. Așa. Pune acolo ăsta, da, iar așa. Și mai jos pune aia. Deoarece el poate să facă o mișcare falsă și pornească în bani. Colegă, iată, mulți problemă când intră tezătul în tranzacție, numai acum a străbătut, gata, aici nu înseamnă că el a străbătut și o să pleci mai toată. În situația asta, da, noi vedem că el s-a dus. Pentru 2-3 puncte nu sunt mediul de a intra, să vedem concret scrie de câteva. De motiv că asta se întâmplă numai atunci când voi să intrați în lac, în general, vorbim.
Numai dacă nu o să respectați asta, o să aveți nevoie de gând să vedeți. Și în cazul în care nu o să puneți stop-loss-ul într-adevăr de la depozit, mai departe. Spre exemplu, uitați ce de ușor o să fie cu așa depozit de lucrat. Gestionând aceste două lucruri, activ 0,5. Sau le folosesc într-o metodă adăugării pe petrol sau pe gaz sau pe Euronoc, ca de exemplu, la moment, nu le pui pe doar de două lucruri, dar le bași ca pe... Poți să jucați șahul. Sau șaște. În șaște sunt pioni și mici care, cum să ne spun, pești și fiecare au numele lui. Și acolo fiți așa, la cu Iulia Cărț. Îi bași primul lucru pe cine? Deci dinainte. Ca să-i ies primul lucru. Ca să-i pierzi, n-ai să-i câștige la gândirea principală să rămână ești principal cine, regele este genă. Și nimeni este mai acolo. Iată, e fix asta și la voi de pus. Lucrați cu primul, punți în lucru pe pionii ăștia. Pe urmă, mergeți cu metoda adăugării și începeți să crește pozitiv. În cazul în care voi mai aveți stop-loss-ul, ai să 10% la asta cât ați fi stop-loss-ul, pierdeți. 200, uitați că 2% de la aia. Dar 100 de puncte are nevoie să facă, să trebuie să facă o creștere masivă, că vă ieși activ stop-loss-ul. În cazul în care nu, în timpul ăsta puneți tot cu același volum, au pus tranzacții să stop. Dar corect ar fi, numai după ce aveți semnal că, într-adevăr, s-a schimbat trendul, dacă vorbim în situația anterioară, acolo nu trebuie să, în general, la Gilov. Din motiv că noi am respectat și obțin direcția. Numai dacă se schimba, ca așa de situație, se schimbă trendul, atunci noi acționăm la, tu îți pornește corect, schimbarea trendului, schimbarea, nu știu ce mai poți să schimbi. Când te afectează, cum a spus domnul, când ajunge afectarea depozitului, el e o soluție, dar el nu poate să rezolve dacă depozitul tău e slab. Adică nici orice, cum să spunem noi, cal care e jucător la o căruță la țară, dacă el se patează, noi cum putem să-l bate, hai crești, hai ridică, târâi. Îl pui la odihnă, asta și e clar. Îl pui la odihnă, dar el cum nu se lecuiește rana aceea. Sunt soluții. Soluții au fost în anul trecut, la mine doamna Cătălina, poate cineva a învățat, putem să-l cunoscut, de la Bursa de Valori din Moldova, la momentul în care ești de ei era situația, ca să înțelegi, dacă se schimb piața, probabil cei care au cazat mai anterior, cu ZDCHF, până la căderea asta, în spate, el a mai căzut odată, el făcea 2 munți frumos, iar pe undeva bai de vârf, ca nu știu mult situația să se repetă la zgrădere. O ajuns la momentul la pic, să înțelegi ce înseamnă pic, când piața, atât era cam un filmător, primul munte, era a doilea și undeva pic și avea un bai. La care vine la pregătire, era urgent, acolo domnul Rând spate de revedere, da, haideți, nu-i de temă. Trebuie să cădea, și a ajuns așa unde este un nivel destul de puternic, când el mai făcut a treia mâna. Deci aici sunt două soluții. La cătul, adică chiar am luat gând să am scos o tablă ca să înțeleagă omul, să-i explic. Principalul că nu l-a deschis, că nu l-a activat. Noi am făcut un calcul, cum se calculează dacă trebuie și dacă sau nu. Din punctul unde este prietul, sau dacă iei decizia să o faci, măsoară cât poate să ducă depozitul în jos, ca să activezi ultimul lacăt, să pornească următorul lacăt, fără să-l aprici, dacă el n-are nevoie. Sunt momente când piața pur și simplu se întoarce și în general nu se vede. La ei plus, pur și simplu din emoție. Aici am luat decizia. Dacă v-am străbate, eu am plasat stop-loss-ul încă mai jos decât noi am plasat, 20 puncte puțin mai jos. Poți să nu fie o umbră, am luat în calcul umbră, știți? De umbră este care e falsă, stativează și nu e cu dânsul. Fix asta s-a întâmplat piața. Ea era pregătită, în caz de ceva, intră în lacăt și pe urmă va salva contul cu ajutorii unii reinvestiții acolo, dependență de calcul, să faci reinvestire, în dependență cât ai nevoie, ca urmă să te blochezi sau să ieși. În cazul ăsta, la dânsa, vine prietul așa, faci umbra și ei care nu i-am așteptat-o și ce cașul să doar și vine și închide în tranzacția în profit. Și au ajutat cu jos deja când au fost întoarce cu alt tranzacție de bani. Fără lată, dar s-au gândit la idee. Iată, în așa manieră, se gestionează un tip de lată, asta e o situație. Eu o să mai dau careva tine mesaje, cum este principiul în care, cum se calculează, ca voi să nu vă păincați în timpul ăsta, să aveți timpul foaie, nu știu, un pic, să începeți să calcula. Cine știe de tabelul instrumentului? Sau cum, caracteristica. Știi precis de la Alexandrie în fața. Nu știu, la este fixul. Iar este fiecare trader care să aibă un tabel. Unde pune instrumentul lui, care el transacționează pe euro, pe NOC, pe exemplu, pe Disney, și el știe și volatilitatea are pe zi.
De exemplu, 100 de puncte cât mai are. Dacă timpul ăsta, mișcarea de 100 de puncte să-i toate azi, el înapoi trebuie să le tragă, are principiul ăsta. În evidență de larg, dacă largele sunt mici, ne vorbim de 100-200 de puncte, pe un lot, două, astăzi pe piață, o să dețină ca să fie mai clar la toți, e foarte ușor. În timpul ăsta putem să ieșim într-o zi, maxim o săptămână. Dar nu în plus. Apropo, noi vorbim de lacte negative, dar nu în plus. În zero sau într-o minus de 50% din lacte pe noi la net. Iată, în așa manieră voi să ieșiți. Dar niciodată cu gândul că voi vreți zero. Sau și în plus ne fiți. Lactul pentru ce a fost creat? S-a inventat. Pentru a vă salva situația. Nu pentru profit. Pentru profit este mediere, adăugări și ce mai este acolo. Alte strategii. Dar numai nu el. Așa. Următoarea imagine. Iată, imaginați-vă o tendință și descendent. Impuls, corecție, impuls, corecție. Și în timpul ăsta, linia verde, dacă se vede, se deschide tranzacția de bani. Asta e prima situație. Prețul urmează mai departe pe impuls. Din cauza emoției, nu se deschide tranzacții, evident, țelă trebuie să blocăm tipul acesta de DNA-ul. Greșeala care a fost. Corect după trend. Am unul de venit în linia asta, distanță. Fiecare din trader poate să o depisteze. Stăruiți-vă ca zona asta să fie 100 de puncte, 200 de puncte, o cifră care într-adevăr, nu 5, nu 50. În dependență, iar vorbim la depozit cum vă afectează. După impuls și vine. Corecție. Dacă e impulsul subvenalizat, voi că ajutor Fibonacci, și anume Fibonacci, o ajutat foarte mult trader să iasă din lat. Fiindcă Fibonacci arată până unde el posibilitatea corecției să fie. Sau cu invers. Noi putem să măsurăm impulsul, știm unde va fi nivelul unde el trebuie să oprească, sau cel puțin o respingere. Și anume, respingerea asta nouă ne trebuie să o avem de distanța de atât la nivelul ăsta să crească cu 100 sau bară 200 de puncte, în dependență de distanța dată. În spate se vede? Să o scriu mai tot. Așa. Distanța de baie și să-l stop trebuie să fie 100 sau... Haideți încă o dată să vede. Deci, de exemplu, am intrat în lacă. Ce înseamnă lacă? Tranzacție opusă. Am avut baie aici, un lot. Un lot. La care după 100-200 de puncte, pe minus 2000, 1000, sau depindeți ce volum voi ați intrat aici, ați decis să deschideți sell. Asta se întâmplă lacă negativ. Gata, voi ați blocat tranzacția. Minus. Piața cât nu s-ar duce în sus, în jos, voi nu mai aveți minusul. Piață, contul vostru este intact. În timpul ăsta vă permite să vindeți la rece, frumos, calm, când voi puteți să deschideți următoarea tranzacție, sau să când să ieșiți, să vă salut. Eu vă arăt nu una în soluție, fiindcă eu este mai mult. Deja fiecare o să alegeți după ce recomandarea mea va fi să testați asta. Să încercați să faceți niște experimente pe demo, sau de-a un pas și pe de-a ce mai este altul? Ce mai bună lecție folosit? După ce am măsurat Fibonacci, am depistat nivelul, pentru nivelul se văd clar. Anume, lactele, stăluiți-vă să ieșiți pe nivele din H4, din daily, weekly. Aici sunt nivelele care vă o să dăie semnalul mai ușor, unde el poate spălea, că să fie anume respingerea asta. Când clientul își finalizează impulsul, sau voi ați depistat zona și el, cel puțin, puneți pe ei profit la schemă. Pentru că el se închidă, și în timpul ăsta se întoarcă înapoi 100 de puncte. Și apoi închideți bani. Ce se primește aici? Poate pentru mulți n-ați înțeles. Noi sell-ul ne ducem în jos, suntem oricum plus. Noi fixăm profit, așa? Am când prețul, după ce s-a închis tranzacția asta, gata, aici s-a închis, se retrage înapoi, minusul ăsta? Se micșorează. Cu ajutorul minus care se micșorează, noi am acoperit cu asta. Adică, iată, în momentul ăsta voi ieșiți undeva aici, în zero. Iar dați de eu timp. Eu m-ați întoarcă înapoi. Îmi pare să luați și să mai departe. Asta nu trebuie să fie că poate, nu poate. Concret, crezi că zis? Dar 100% că l-ați întoarcă. În fier. Hai să ne gândim. Fier. Și poate să fie fier. De exemplu, am 100%. Eu cel puțin vă ridic. Nu poate să duc pe așa. Poc, 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 poc.
Sunt momente când întoarce pe cizgo și au puțin un semnal și dublu vârf. Trebuie să așteptăm. Băieți, și fete, și doamne, și doamne. Nu uitați-vă, e la GPT, să tu l-ați trecut. A fost dublu vârf, la mine era mac. Eu am zis, gata, GPT, eu zic, era dublu vârf și trebuie să duc, chiar era master class. Trebuie să duc în jos, eu am închis, dar el s-a dus în sus. De ce trebuia? Nu, era dublu vârf cu tendința în jos. Iată, eu am transversat în semestru 5, n-am văzut un vârf pe GBP. Iată, pe cap, cum e la învăț, triunghi, pe înzătă ce la șef am văzut, pe Disney am văzut întrare, pe și mai era întrare, pe ce-am întins. Pe Zara am văzut, concret era întrare, dar iată, pe ce spuneți, poate în H1, dar fiți în H1. Da. Dar ce figură trebuie să avem noi ca să schimbi trendul ăsta la corp? GBP o să dă de eu știu, el merge în tendința așa. Dragi trader, eu nu vreau cumva. Vreau să dau soluții. Scopul meu era să vă arăt toate soluții care eu le cunosc, să le folosesc. Asta este una. Dacă asta nu înțelegeți, o să vă plecați pe alta. Dar eu nu vreau cumva să vă convin că așa e corect sau nu corect. Prima, aplicați, testați așa pe urmă, când întâlnim, o să spune. Mamă, așa a urcat. Iar că așa merge. În partea celălaltă e foarte bine. Noi ne conduce după informații. În momentul ăsta, este clar că el, noi nu așteptăm el să rămână înapoi în bani. Acasă aici, în precis, nu o să așteptat. Numai dacă deja vă arată să schimbă trendul, va ajunge în bani. El nu poate fi în așa situație, iar ca anume asta, nu e un an. Fiindcă noi avem 100 de puncte, ca să ai 100 de puncte, doar asta e, nu știu ce să... Trebuie să-l ieși să uite dâns, nu la numele la dâns tot. Scopul lui, să ieșim în zero. Indiferent cât o să fie impuls, o să fie memoria, corecția asta, mai atât. Noi trebuie să fixăm numai distanța asta, iar ca asta, de la voi. Aici vă concentrați. Chiar dacă o să fie puțin mai jos, dar voi cum a scăpat din latul celălalt, într-un minus calculat. Dacă ați permis, așa pe șoară. Asta este una. Doi, iată ce ești toate care am desenat eu, numai deja aici ai macheta. Este linia roșu un nivel, prețul se respinge. Să mențineți tranzacția și o închideți când e bine, deja fără nimic, pur și simplu, fără lată, porniți și închizi. Asta fără să schideți să. Așa. Și a treia situație, când prețul se duce tot în jos, ați deschis săl, dar volum dublu, de două loturi. Ați avut bai un lot, aveți clar imaginea că prietul va duce și va pleca în jos, fiere, deschide două loturi opusă, trebuie să fixați numai distanța iarăși de lată, de 100 de puncte, fiindcă timpul ăsta voi un lot acoperiți minusul și un lot în timpul ăsta să blocați tranzacția. Numai că ăsta se primește că nu blochează lată. Trebuie să schizi două lute, ca să vă copii marja numai pentru unul. Iar aici sunt la momentul 3 sau 2 care sunt aici. El e mai departe, o zicem, vă arăt situații reale care sunt lacte pe piață și gestionăm împreună lacte reale. Așa, aici întrebări. El nu știe clar direcția unde se duce, el are două poziții și în timpul ăsta ajutorul lor folosă tranzacția. Așa este situația cea mai bună pentru traderul. Închide și să-l în profit. Și bai în profit, linii respective. Asta e, da, asta e rar, asta de sărbători, cum poate cum la dumneavoastră, dar așa vrea că mi-e bine. Așa, aici o să dau în jos.
Ramușa. Cred că sunt Ramușa. Da, este grafic cum vă cedăm la Vasile, cum acumulat, cum gătiți, vă faceți? Da, eu. Asta e graficul, da? Asta e treaba. În afară de valută, de apiesul, care asta e a lui. Da, aici nu se vede foarte clar, numai dar să observați liniile astea care rup, poate să nu se vadă în spate, se vede aici, în coitor nu le vede, este foarte subțire. Iată, în zona asta, el i-a cădit la tot început de istoria, că n-am schimbat atât de invers, după ce ăsta vorbim de Euro-SD. Cam așa e situația, Euro-SD și Euro-SD, dacă vorbim perioada când umbrit regim. În ce te asta e în ce asta e de frame-ul cât e. În perioada mai mare timp. Aici a băiat o transacționată pe profit, treaba am avut, asta e începător. Iată, începător, în septembrie anul trecut, frumos, a tranzactat, un dublu vârf foarte desemnat de tranzacție și aici se începe a pierde. Nu a observat anume schimbarea trendului care a început a avea schimb. Iar că aici e momentul care el nu l-a luat calcul. Și în timpul ăsta, tranzacții se îl pe minim cresc. El fix în fix pe vârf, de acolo era. Ca să înțelegi, la mine este și în genare. Pe euro stâng care de-a mult lagă din ultima umbră de jos, care este a mea pe ui, pe stui. Ultima de jos. Trebuie să-și încrimine jos ca umbră, 3 puncte. Luăm spre... Dar trebuie să-mi fost în lăutare, cu stiepă, e tot atunci. Dar în momentul ăsta de la sel, aici au ieșit timpul 1. Și mă deschide fix într-așa la moment, încă un sel, ca jos. La care, baliu cineva prin zona A. Da, s-a început tot haosul ăsta care l-a prins noi pe piață și care ca să stează mai bine. În timpul ăsta, el având sel și bai, nu a stat cu mâinile în cruci. Cum ai deschis cu bai? Ia că asta când ai depozit, îți poți vezi direct cu la direcția și le-o ținut. Cât asta în perioada care el nu tranzacționează, țin. Decembrie, în ianuarie mi-a face ceva tranzacții, dar paralel pe alții, să mie de cadu, când am dus în cuboare în Jurbens cu ordine amnată, el era în bolț, cine dacă nu fost cineva și țin. El era în coș și l-a întrebat pe nemunul ce să facă cadu. Și o să găm un sus în tânăr. El de-am alte instrumente de sânță, adică stătie și face scalping. Scalping, scalping, scalping. Nu stătie, pur și simplu, să-ți uita la vacă. El îi crește. Momentul până ați vină o colecție, se închide, eu nu vă stăci. S-a dus, s-a dus, s-a dus, s-a dus, s-a dus. Eu aș trec platformă și o să vadă mult mai clar, anume nivelul ăsta, care linia care e trasă pe roșie, în spate, în istorie, s-a depistat împreună cu mine, cu dânsul, din dăile, din uite, unii poate să crească el maxim, să aibă o colecție mai adâncă. Și ajunge odată și odată la nivelul. O ajuns, gata, ca soluția cu nivel. O ajuns odată la nivelul, nu? Ce ați aici observat ce? Săl. 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 Dacă cu sălul ăsta și putea face bani. Plus, baiul îl închide aici și toate ce-au fost în timpul cel îl închide mai jos. După ce au fost ieșit în plus pistii, lacă, pistii tăt, el a ieșit din trânsul frumos. Uitați-l perioada. Ianuarie, și octombrie. Dar asta s-a meritat. Plus profitul care este la dânsul, dar să vă stai cum. E destul de frumos cum ești, crește, crește, crește. Asta e un instrument, dar în timpul fix așa ești perioadă, este pe altul. Asta e euro să dă? Da. După, în timpul acela, automat el a trecut o prăuzire. Și mi-a scris un mai. Și l-a sigurat ceva, va ieși așa. Să tot așa ținut. Poftim. Altă istorie. Dacă la voi vă pare că e trist, în cont. Nu, pot să nu mă așa? Da. Da, să le-am dat o nicio problemă. Eu încă n-am urmărit când tranzacționez. Dar tot așa? Dar tot așa, gazul. Eu am mâncat în... Iar pe lapte, băi. După 3 zile am mâncat în sel cu două lote. Dăile. Aici e moartea reginii. El a contrat pe piață frumos. Deci, eu a cutat sel de pe sus.
Așa n-are nimic clar. Eu nu știu ce asta la. Dar cum și pe toate alea, asta deci îmi merge concret. Sunt și ele. Tot așa. Se dezvoltă, cărți. Dar mai da ceva. Hai un masterclass, hai un alt. Poftim, da. Și-o da. E ca zici să începi tăi de la. Aici sunt lapte fiul care iese pe zero primire. Ia că le văd așa de mine. Iesă. Și uite aici, poftim. Pai, să la aici nu poți. Așa de sunt din amulul, ca să înțelegi. Fiecare să deșifrezi. Iată toate sunt închis. Tu păși, iarăși o postă. Semnal. Eu o să mai desen așa și mulți o să înțeleagă. Deja eu am văzut persoanele care sunt aici. Eu o să desenec așa. Nu o să vă spun despre ce merge vorba. O să dau și masterclass și așa o să vă uitați. Ceașcă, ceașcă. Iată asta a fost semnalul de ieșire de lapte. Iarăși a fost închisă. Parțial de ieșire care trebuie închisă în minus. La care deci profit țărul. Iarăși în plus. Dar nu a stat omul în tipul ăsta. Adică în corect decenarea depozitului volumului ca să primite alt volum poți să faci mișcăreț. Dacă în timpul ăsta vorbim când ajunge marja acolo de 100 de 200, cum poți zice așa ceva? Sau singura soluție? Care ar fi? Scroși. Asta cu scopul să vă gândiți, dacă ajungeți în așa moment, eu îți găsesc punctul ideal de ieșire, e ca a să ajungă acolo fix un punct și o să nu. E tot am așteptat așa un an. Am încercat și eu să fac strategia. Fiindcă am trecut fix ca voi, sunt tot trader, sunt tot aceleași emoții, tot aceleași strategii, îi cunosc eu. Dar asta te învață, asta te dorește și anume trebuie să găsești momentul potrivit. Singura soluție, vă spun, de la glas este negativ, este soluție de nivele puternice, perioadele mari și Fibonacci. Altceva, am vrut să vă dau azi fractalul, am vrut să vă dau minim mobil. Eu le-am testat în perioada asta. Când dau ceva, încerc să testez că-ți văd lucrat. Nu ajută, din motiv că ele dau intrarea sau ieșirea, dacă nu vorbim ieșirea, târzâie. Noi pierdem anume ca distanța dintre ei. Lată. La dăstul, dacă s-o observăm, lată nu erau mari. Dar pentru fiecare 100 de puncte, 50 punctelor, le-au gestionat. Le-au pus. În timpul ăsta și bani, au ieșit. Dar iarăși vorbim perioada. Și perioada când eu murit era, și asta de pe perioada când GPP-ul am avut soluția cam de mult. Asta e februarie, martie, zona asta. Asta e altă situație. Și pe cea așa, la dăstul, vede mult mai clar ce se întâmplă. Știți unde a fost CHF? Ia ca sus aici. Doamna care mi-a spus Alicătrina, ea via, iată asta și-a fost creștere, ei când nu s-a fost salvată, pe dânsa, nu nu uită. Iată aici tot așa. Frumos, tranzacții, 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 pe aici tot așa cu laptele, uite, pe vârf tranzacții. Numai trebuie de profesionești. Inclusiv și eu și voi și tot. Vieți că acolo e maximul stăru, nu hai să ne băgăm. Dar ce se face? Iată aici ai un sel, la care tot țării, la timpul se tranzacționează, piața se întoarce și acte o linie se închide fix aici. Dar vorbim de lată pozitiv și ne spune. Nu ai răbdare, de la ibăst în zero, ai ieșit. Lată pozitiv, o să vă arăt acum cum arată lată pozitiv, ca să înțelegeți toate idei, dacă vrei să-l testați vreau. Mai departe. Tranzacții de bani. Fiind după vedere, trebuie să vină o crește. Și banii ăsta, pe închisiune, pe minimul care suntem la mult la fumier. Adică, cumva, de ce s-a închis? În timpul ăsta s-a tranzacționat, el a avut și la altă paralel, trebuie să fie undeva paralel și la altă. Numai acum nu era tot aici. El a decis să închidă datorită cu voi să creștere asta. El a ajuns, s-a respins și iar și pe dânsul l-a iunșorat foarte. Acum am cine? Tot are bani aici. Domnișoara Victoria. Tare interesant. Scrie că rămâne de masă. Îți vezi și faci ceva așa? Am văd? Că eu am deschis la actul. Iar e, bai și său tot rezonat, m-a chiar ținut până aici. M-a așteptat în minte că povesc. Dar lăsa nu era așa de mare. E ușor avea să iasă, dacă ca exemplu, da? Găsa și el. Sau cel puțin primul nivel, sau și nivelul anterior. Și când o sun și întreb, că ești așa de lapte. Nu, dar știu, ajunge. Ești uitat, o lăsa, s-a făcut cu alt trebuie la paralel. Am unde am văzut ce ca șeful la moment, dar zonă și urmărești mai des, dacă te am dat scrie înapoi, să am putea. Așa, bun. Aici este lapte care închisă.
care voi le vedeți aici cum a fost, nu știu ce fac. Vreau să vă arăt anul lapte, piață, direct, reale. Dar nu știu ce fac. Să dați un mic mai... mai serios. Dar eu trebuie să casă sau scad? Nu, eu scad. Eu văd ceva iar. Vă rog să notați nivelul. 1.10.10. Când acolo trebuie să fac o corecție, până nu ne-am înțeat. Nu mă notați. Urmai, notați. Vă notați numai. Da, dacă trebuie să știți. Da, ce vreau? Asta și eu v-am trasat un nivel. 1.10.10. Iată, dacă corecția vine, o văd până la nivelul respectiv. Numai casați nivelul și urmăriți. Dacă va veni, pe urmă vă spun de ce. O să vă spun la următorul mare scaș. Da. Așa, perioada de timp. Ia uitați, ce s-a întâmplat aici? Chiar azi. Aici să mergi vorba de contrar. Este parola de investitor la care noi putem să urmărim în timp real ce se întâmplă pe piața mult la moment și cu scăsăm soluții de aici prin tranzacție. O să spunem pe perioada de daily, ca să voi să vedeți cum este tip deschis la tot și nu este închis la moment. Tranzacția este deschisă în punctul ăsta. Este să vede, probabil, da? Vine piața în sus, se schide tranzacție de bani. Da, dacă aici trebuie nimic. Iată momentele când voi aveți informații, trebuie o leapă să testați, fiindcă asta e fix că v-ați spus ca figurile sau ca lunări. Prima, le căutați pe istorie, prima căcați o leapă, te întâlnați ochiul și când ați vedeți așa ceva, istorie se repetă, asta puteți să știți și voi fi moment. În timpul ăsta, multe tranzacții nu s-au făcut, s-au blocat tranzacția, prețul practic vine, cu ajutorul unui său, era destul de ieșit, sau nici chiar de... Iar în interior, aici spate, se putea de lucrat în interiorul lapte, când aveți semnale clare că aici pe ați dat strie este o lumele cam nivelul ăsta. Una, două, trei, trebuie o arată de bani. Piața întoarce. După ce au fost, cum corect trebuie să fie? Avea să intre un baie cu lor, persoana X, deja distanța o dată dici, laptul se mișora. Fășe zona asta de la. Putea să meargă, de exemplu, până la baie, ușor, închide profitul, închide și ăla și închide într-un minus mult mai mic. Asta era cea mai bună soluție. La moment, lacul văd că a fost închis, unul, nu închis, dar deschis. El nu e deschis. Eu cred că el a smărleat. Voi ce credeți? Nu, haideți voi și pe trader cu experiență să vedem soluțiile voastre. Care ați ieșit? Care ați intrat? Dacă vreți, uitați, poftim, uitați cum a intrat să faci o dată. Haideți să găsiți soluții ca să putem ieși de trader. Sau ce spate am dat persoane X pentru a ieși aici? Dacă îi permite marja, ieșim ușor. Dacă nu mai avem marja, atunci... Avem marja, hai să-l bucur, marja avem. Cât avem, trebuie să ieși. Ori ne-am unat. De care? Bai să... De său. Eu azi vă spun părerea mea. Și aduceți-vă aminte cu și recomandări sau cu și v-am spus cum vă spate ieși. Adică folosiți informația care eu v-am spus-o de origine la început, ca să o ducăm în un plat. Dăm la un bani? Iau și tare să duci, nu? Nu. Să oprim creșterea asta. Nu. Nu, trebuie să aștept. Deja nu o confirmă. Spate din lot. Spate parțial. E un lot. Un lot. Un lot. Un lot. Un lot. Da, era un lot. Am uitat schis
scoatem, de exemplu, cât e pozitiv, scoatem din acela, să-l scoatem în cicior mătră pe zero. Ca exemplu, avem o situație, la unul avem 100 minus, la altul 100 plus. Sau, noi nu avem plus. La este tranzacție deschise în tău. În sără, ești în sără. Dar așa au trecut mai sus deja. Iar gata, aici s-au închis. Voi ai pus de plus mic și nu-i dar. Așa este un sără. Iată, aici e tranzacție de bani. O fost. Ia ca aici, în punctul ăsta. Și au fost închisă aici am tăi profit mic, încă au bani cu 3 puncte de supra. Asta cumva îți dădea soluția cea mai bună. Și e tău rămas. Da, să nu-i se închidă. Și e fără să mărești. Și e fără să mărești. Și e fără să mărești. Dacă este marge ușor, dacă nu... Este, haideți, este, așa nu-i situația, că nu ești frumos poate. Trebuie într-un alt lacă. Trebuie într-un lacă, dar partea care pleacă în invers e 2 la 1. După așa, trebuie să faci o corecție. Punem două ori în amnație. Punem două ori în amnație. Hai, vreau să ia spumă, vreau să lucrăm, să ajutăm mult, să dăm o comunitate. Dar așa mă zic, spun, că e mai este. Ca să înțelegi, dacă solicitat așa, crește, este. Mai deschidem sus. Da, cum să? Cum să? Deschid sus, dacă trebuie să așa. Ce vedem noi azi? Ce-a făcut pilețul azi, el? Sus, impuls. Da, corect, fac corect. Trebuie să fac corect. Noi azi, impuls. O să fac corect. Eu pot să merg în grade mai mare, să văd unde este nivelul. De acum vorbim de nivel. Iar cum ați putea ieși și voi, aveți exemplu de la fel. Eu observ, iată aici un nivel. Dacă se plasezi o linie, este ei băieți. Nu e plană de strumici. Asta e o lovă. Eu... Eu am chestia așa, nu mă lăsă de ce. Vă rog situație, că nu prea avem. Ei, că nu avem mare. Dar nu e foarte mic. Am fost să-mi Bine, 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 nu am dat așa poc să dau și înapoi, i-a dat să-și pot închide din cauza asta pe decizie de chei. Plus, este nivelul roșu, care este plasat mai departe, iar să o răspundă. Foarte bine că ați văzut că nu uite, este pe mâna și tot l-am discutat în acestea. Am observat că el poate să ajungă aici, să întâmple să vină o respingere. El maxim nu uite. Dacă noi vedem, prețul crește, corecție, crește, corecție, ieșea corecție la 61, frumos a fost. Noi dacă depistăm impulsul, și într-adevăr, să este un adevărat impuls, el ar trebui să vină o corecție ca până cel puțin așa schematică am desenat. De-aia trebuie să vedem cum va fi piața, pentru că dacă vorbim cu maxim, nu știu, minime, arată un trend clar, el este, dar e foarte frumos. Anumit resurs s-ar putea intra într-un săl. Dacă îi permite iarăși, vorbim dacă este major, în momentul ăsta, cu un volum mai mare, opus de două, de un lor, cel puțin, cam timpul ăsta să micșorăm. La încă totuși, în timp, dacă se este respins și toată și înapoi cu trend, aici trebuie închis la acolo în timp. Eu nu știu ca calcul, fiindcă tot timpul se măsoară. Fiecare trader contul lui trebuie să gestioneze. Deja de aici trebuie de măsurat cât are distanța în puncte, câte puncte. Ca să înțelegem cu ce volumul trebuie să deschid, să acoperi tot asta. Iar că asta e cel mai corect. Eu pot să-mi pun să-mi întrebări și marja, și ce cifre trebuie să am în cont, să-mi trimit atâtea locuri, că eu se pot menține așa de la, ca să nu ies în minus, dar să ies în zero. Pe urmă, în timpul ăsta, care, investiția care am făcut-o, să mă ajut să pot să scot înapoi. De lucru, adică să primești bani în lucru. Asta e o lacă. Felicitări, cumva ați găsit soluție. Este o soluție? Este, dar nu este confirmare de sale.
Dacă noi așteptăm, noi avem Fibonacci triunghi, dar Fibonacci triunghi pe trăile astea nu e în pașor. El este destul de puternic. Cine folosește Fibonacci pe așa perioadă de timp? Faceți o istorie de spate și o să vedeți în ZDK. O să vedeți GBP-ul, Gero, toate instrumentele pe Fibonacci în perioadă de mare timp, ideale. Vedeți, dacă vorbim de Gero, o să vedem în spate istoria care a fost în decenet, fix în fix 50-61, 50-61. La momentul noi suntem anul trecut de 50 și anume 50 s-a oprit, e o stagnată în zona 50. Adică cumva au avut reacția asta. Eu nu știu, ceva mai puternic ca ei să fie că îți vădă semnalul. Asta e o soluție, de asta trebuie așteptat. Evident că să aștepte doamna sau domnul cine el, anume combinația asta de lumea să dă semnalul în trei sau în ui. Asta e situație. Hai să vă mai rețeam. Poate să-mi dați la MZD, eu, după de ele, mă uit că el e 10 dienți. Dar acum, văd că s-a schimbat acum și cu un tățile, nu n-ați 10 dienți. Și la mine sunt primit că am deschis de-a învoată de nevoie. MZD-ul ăsta? Da. Dar eu l-am închis, dar m-am dat așa ce mi-o să ducă. Era o diviță 10 dienți. Hai să vă doar ce am eu, pregătit. Și am dat eu, eu și-mi face. Adică eu nu sunt mândră, să mă ajut să o ce-mi sunt, vă haideți sus. Aur. Aur, da? Vedeți ce tranzacții sunt aici? Mă ajutați să fie zelată. Aia, voi aveți experiență, deja vedeți situația. Voi am uitat să rece, nu ca la voi, că acasă dai avantajul. Voi am uitat să nu e vostru, da? Voi analizați, gândiți, știți ce poate făcut. Fiindcă asta și e mai bună soluție. Ca un cunoscut să-și opusă consultatul tău, să te ajute să ieși, să vadă din punct de vedere. El nu-ți gândește la ce crede. El gândește și ce poate să dă pe piață. De asta voi am în vedeți asta? Am, eu poate să ajung acolo. Nu sunt de nimă. Cifre și e ușor de infiltrat. În timpul ăsta, dacă unii vedeți linia verde de sus, este tranzacție de bani, un lot, pe linia verde, de jos este să un lot. La cât? Iar și la cât? Am alt bani și-a trimis? Iar îi trimite, dar tot nu s-a schimbat acolo. Dar trimite. Ia uitați, pe și greșeală a fost zis bani. Maximum. Asta e problema. Seara. După cum o să se numă că... Poți vin? Da. Nu-i lată? Da, stai, 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 asta e situația cea mai bună. Da? Ia uitați, aici e nivel, aici e nivel, aici e nivel. Probabilitatea să ajungă până aici e ușor. E ușor fiindcă e nivel puternic. Și anume respingerea asta, iarăși aceea este o luație. Noi putem să ieșim din lacă pe ajutorul dat. Dar apropo, pentru final, eu zic toate lacătele care sunt aici. Nu poți să ieși de toate lacătele. Trebuie să iei, pe rând. L-ai luat pe unul, pe unul ce trebuie. Fiindcă odată și le dezblochezi toate, nu ești legată. E iar valul și întâlnă înapoi, stai un an. Asta e că trebuie să dați timp. Pe rând, pe timpul dacă aveți mai mult rând, stăruiți-vă să lucrați 1, 2, maxim 2, ca să puteți zis înapoi. O mai fost situație. A fost său, s-a dus prietul, a venit înapoi, s-a închis. Dar nu știu motivul că este asta. Nu s-a luat decizia de închis. În care interior? În interior. Nu, dar în interior. Lacătul ăsta a închis pe aici. Asta a fost înainte. Dacă era interior, asta era lucru. Numai când omul probabil nu cunoaște sau nu poate să ajungeze în interior. Interiorul ar fi fain. Acum, la momentul ăsta care se mi-a spus la finala, care a fost motor și lacă, acum e deschide pe interior. E târziu. Era ideea. Vreți veni și uitați. Deja noi, în punctul ăsta, cam e târziu să întrebăm ceva să facem în interior. Noi nu putem. Când avem cel puțin la jumătate, da, iată cum a fost foarte aici, aici e mai ușor. Dacă nu știu de aici în jos, pornim pistel, dacă în sus, bai. Dar de-am rămas nimic aici, putem să așteptăm cam puncte. Asta ar fi vreo 5.000 de puncte zona asta, până ajunge la bai. Sincer, eu aș proceda așa. Aș aștepta colegii, creșterea asta, aș închide baiul. După ce colegii, aici aș găsi soluția simplă. Ia că așa aș face să iau mai simplu. Nivel, și anume Fibonacci, o găsire în colțul. Colegii. Altceva n-aș putea gestiona mai departe. Sau încă mai bună situație. Dar deschiderea altă de interior. Uitați-vă.
Vă spun ideea care o văd eu. Numai ce am vrut să spun. Dacă străbate și pornești, mai dă un bai. Dacă îmi permite mașa. Și asta a fost parte, fiindcă au uit maxim istorici. Da, și el e top și... El sus, pe câte situația asta mi-a plăcut prin lume, poate să ne fie. Dar de greabă, a să ajungă timp ceva când el trebuie să înțineați, când înapoi istoria să te pierd. Poate, și așa poate, din timpul, o să ajungă la... Dar să te lungești ca timp. Să ajungă la baie, de prima spus din ea așa. El spunea să-l pe corecție, dar pune baie stop, cu deasupra. Ia că acum... Da, el evident, pe moment să fie ori pui bai stop, ori stai pe piață să îți schizi înapoi bani în orice moment. Dar nu va fi care... Da, știu, mă știu, ia că eu fix așa am făcut. La rândul de am pus bai stop și nu s-a activat acum bai stop și la mine la cât s-a majorat cu câteva. Când puneți bai stop, trebuie să știți unde îl puneți. Adică iarăși vorbim, calculăm, nu că s-a întors, un alt și a spus bai stop. Haideți să vă arăt situația, cum a spus dumneavoastră, da? Dacă el s-a pornit, s-a încheiat tranzacția. Uitați-vă! Cam așa să doamna spune, da? Închizi tranzacția, prețul cade și permanent de urmă undeva ai un buy stop care trebuie să o tragi jos. În cazul în care se întoarce, se activează și iarăși ești în lacă. Scopul deja, așa strategie când îl începe mișora. Mișorești zona și e ușor de comod. Cel mai bine, să nu ajungi la așa situație, să nu permiteți zone mari. Când e zona mare, tot e negriu. Când el e îngust în zona de 100 până la 500 de puncte. E comod de lucrat în trânsul. Când este aici, este mare, este aici. Hai să mă spunem. Este de 11.000 de puncte. Hai, da. Bun. Mulțumesc că m-ați ajutat. Încă soluții. Dacă ai cea mai reușit. Așa, în evidență, cum ați ținut piață. Așa, e soluția numai care... Dacă se respinge, se întoarce cea din prin soluția asta. Cu bai stop-ul, numai că să-l mișorați, scopul lui trebuie mișorat. Dar eu vreau de stat să iasă, să iasă mă din prânz, că uitați-vă perioada, pur și simplu, timpul trece, scopul nu se deplinește pentru o greșeală care a fost pe care. Nu se deplinește. Pentru o umbră, să-i spun părinte. Pentru un ordin amânat care i-a luat o umbră și l-a activat. Pentru ordinul a fost plasat pe el. Așa vă asigur că tranzacția respectivă, dacă fiind și cu omul, da? Și tabelul cu analiza tranzacției nu-i, nimeni nu scrie în trânsul sau în Excel sau... Aveți cineva agenda traiectorului? De fiecare da, când scrieți, de ce ați deschis? De... Sau când puneți în comentariu. Iată, am deschis asta, asta, asta. Apropo, cei care deschis ieri tranzacții, care a scris comentarii tranzacțiile voastre sunt plus, am mult piață. O să vedeți până deja la lecție, la 6. Sunt persoane care au și ei lapte la lecții și au venit să vadă și comunitatea de trader, cum arată și experiența au ca să-i manifestez și voi. Văd toți, am și eu, am și eu, gata, e mâine numai mie. Dar tot dați fiind antrenși. Dați-ne mult sugestii ca să cum să procedeze, ca să nu ajungă așa momentul sau cel puțin să iasă mie. Mai ușor. Pune-mi stopul. Pune-mi stopul. Cel mai bun e pune-mi stopul. Tot mă jasă. Eu sunt de acolo, am zis că acum. Poți timp? Acolo e zonă de acum, la zonă, și... Nu, 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 iată punctul este unul în capăt, aici este sălul. Și aici? Sălul este în tine. Nu se dă loc, care are punctul. Aici, da, are punctul. Uitați și pe de leagă. Cum credeți? Că poate duc așa pe departe? Că o să ajung până în deul de jos. Până în decembrie, și o fost în decembrie. Eu țin minte fiecare lunare, până 31, până ultim, până să fiți viața. Am avut tranzacție și nu mai eu, și domnul Adrian. Cu amând o arăt. Este o umbră și așa interesant. Dacă tu îmi pare, nu se dea cum greșesc. Ce vreau să fie la nouă? Îndăiele. Îndăiele nu să o vedem într-o oră, abia că așa a făcut. În ultima oră de închidere a... Și eu știu care tranzacție. Și o văd sus în sus, de la vie să-l pe jos.
nu știu, și-o închid. O reușit, am închis Ana. Gata. Mă, omul ăsta trece în 3 toi, când să zice 3 piața, cum ai? 3. 3, direct. Dar în luna ianuarie, noi trend, noi nimic acolo. Acolo e cel mai mare haos. Dar e acolo, cumpăr și vinde tăți care pot. E așa piața, sus, sus. Eu o să fie așa emoție, nu am avut nici când am și-o prima cazat. O să cânt Ieval, așa trend în spate era clar, o să fie merge frumos, așa profit din nou. Așa și l-a întors total. El încă are, îi spune la Iana, spune Iana. Iana asta m-a putut în doare. E foarte tare care, cei care au intrat au fost ca cume. Mai nu știu ceva, nu m-a spus asta. El foarte bine lucrează. Aici e mai simplu. După așa cădere, nu cred să fie colecție. Mai e ușor o să închidă său și atunci instrumente care eu vă le arăt, să-mi spuneți care ați recomandat persoanele acestea să le aleagă pentru acești lac respectiv, fiindcă toate acestea sunt pentru acești pieșelor și spun. Dacă și goldul și mai spice, da? În principiu nu eu mai jos așa de mult. Iată, e și era soluție. E altă e de lucrat amun. Amun, nu. Ajuta, iată, dacă lucra aici. Dacă persoana ieri, alta ieri, vedea, dacă a fost clară imaginea destul de frumos și e nou, o să merge pe ori nou, chiar merg în cam în corelație, pe zmeni. Ia uitați frumos. Iar că aici este puterea de lucrat în interior. Iată, aici puterea de ajutat la acesta. Deschid săl până în sălul ăsta, de fapt profit și te închizi jos tot. Dar am pierdut. Dar mi-i permit imaginea. Haideți să vă spun, permit imaginea. 3 la 1. 3 la 1. Înapoi. Iată, înapoi, da. Iată, de exemplu, noi acum ajungem, luăm capul ăsta cât are el și punem pe plus. Și iată, am ajunge la capul ăsta. Foarte bună idee. Și asta deja de am el ajunge până acolo. A să vadă cât sunt cât e domnul? Da. E 24.000. 8.000 la 60%? Nu, iată, am ajuns. 6.000, 5.000, 6.000. Așa. Nu, eu cam am ajuns acolo. Cam în zona ta, sălul nostru. Da. Și noi închidem zero. Și aici e nivelul destul de acumulare, chiar dacă nu crezi că te-ai mintă scadă. Așa, două încă. Și deja le-am, dacă va fi combinație de lumânări, să o figură de stil. Acum nu are nevoie de lumânație. Așa, sincer, părere mea. Eu nu lucrez cu așa gen de producte, dar nu-i spun. Eu de exotic, asta cum îi spun. Asta cum mai mânca frica de zâră, făc cu pasiune, știți? Făcuos, făc cu pasiune, că-ți mă ajuns. Nu fi care cu zâră, spune. Eu poate găsit un bai, măcar de... Nu cândbai. Cel mai ușor și mai simplu, el poate să întoarcă ușor înapoi până la jumătate sau pe oportunea asta. Cu volum mai mare. Nu vă... În momentul ăsta, dacă primi depozitul, să ieșiți mai rapid, el nu trebuie să aștepte înapoi iar la bani, e lux când o să ajung. Asta e pe termen iară mai. Să faci profit pe bucata asta, cu două loturi sau cu un lot, automat, prețul când se ridică, minusul ăsta și faci. Scade. Aici s-a fixat profit, care acoperă încă așa bucată. Și atunci poți să iasă numai cu asta. Și o să o atunci deja blochez într-un lac cu nimic. E mai ușor, mai ușor gestionat. Dar asta e lucru. Asta e lucru unui trader care vrea să ocupi cu asta, vrea să aibă așa tip de activitate. Adică nu știu la ce să facă. Dar, apropo, ce e om meu? Nu i-a străbătut la nivel. Cine? Tovarul. O străbătut 100? Da. Și nu știu ce e om meu. Sau că e trăbatele falsă. Eu o să o zbuit. Aici deja suntem... Nu trebuie să fie mare. Aici e energia, trage un stop. Pui cu două vasuri de pompi și să mergi. Mai e mare merge. Eu văd că așa. Dacă, de exemplu, el închide seama, așa. Și prețul se duce mai departe. Da, merge. Stanța aproximativ la 3 de pe aspect 500.000. Ca să mă activez sau pozitiv. Bun, pe asta noi ne-am clarificat. Mergem mai departe și analizăm și cele care să a specificat și fiecare dintre. Mai avem un bun. Mă aveți nu știu, scrie de da, mă dă-i în tonă. Ecco.
Zero emoții, pe soară. Și principiul pe bordă, în astăzi trebuie. Cum spui, dacă ai luat, că cum poți să ieși de ziua? Nu, mâine o să fie o să iasă, dar doar să ieși. Ușor, ieși. Aici am propun un lucru. Așa, bun. Sălă e de aici. Pune mâna mea. Dacă linia asta e. Dacă asta e sălă. Dar bai nu. Domnul la cursuri a fost? Cum? Domnul la cursuri a fost? Da. Și acolo și-a învățat. La lecții cu stocul nostru. Ele nu se plăcut, se plăcut, nu se plăcut, dar ce mai e nu e. Eu nu le vreau să fac asta, apropo. Eu vă arăt cum am fost mai interesant. Așa, asta e potanța greitul, da? Graficul crescător, mă gândeam frumos de mință. Să înțelegeți persoana respectivă, o mers pe bani. Deci au avut bani, dacă îți spuneți în istorie, dar au avut bani de aici și în spate și au făcut profeturi foarte bune, când el era pe minimi, minimi. Dar, într-un moment dat, a fost o corecție. Deși nu ca orice Moldova, ca orice trebuie de-a trebuit numai în Moldovenie, avem colea, cel puțin. Pune puțin, nu mult, el a fost în plus. La care s-a schis cu gheb și ei chiar să ne vină. Au venit odată și s-a dus. Și în fiecare zi, el crește, crește, săptămână, frumos, tendință, clar, poate să întoarce. Gând, poate să întoarce. Undeva aici doamna are bani. Deja a pornit la, nu m-am pus deja. Vă deschis, adică noi știu. Ca să vă arăt istoria, istorie. Deci, vedeți, tranzacții bai, în spate mai sunt, aici au mai fost profituri fixate, apoi au fost o caută. Au fost în care de bai, eu nu știu cum am închis și o să-mi sunt fix acolo, ca nu ne ca să aibă căderea asta. Și apropo, că din asta foarte mult au ajutat pe iPod. Astăzi iPod s-a schis cu gând. Și atunci aici întrebare. Ce se face? Ce ați face voi? Ce ați sugera? Nu este nici corecție. Să știu corecție. Dar trebuie să raportul. Nu? Trebuie să iați telefoanele noi. Da, exact. Ce-o mai rămas? Acolo în două. Dacă ai telefoanele respectiv noi, o reșe pozitiv pentru piață, ia mergi mai departe din bai. În cazul în care e negativ sau lumea o să reacționeze negativ la dânsă de ca sensul, nu s-o schimba din diferență de bai, atunci lumea masă și faci. Nu știm că nu le cumpără sau nu este cere. În timpul ăsta, absolut trebuie scadă. Când și tot mai pozitiv, îi imitează la tânăvul noi bai-uri, de asta merge pe crește. Dar creșterea asta cumva, el de timp are crește, scădere, crește, scădere. Aici e un pic de piața de capital și nu e așa de ușor ca pe... N-ai putin să stare, de fapt. Sus în cazul în care va fi noutate negativă, e în folosul dumnei. Aici, iarăși, numai să blochezi tranzacția, în cazul că mai departe. Și aici trebuie, într-adevăr, să ai marjă. Ca să poți da între bani, să mergi și faci cu fii bani. Și când va fi o recensiune, atunci se să se închide. Sau în cazul când nu, aici ai blocat de uitat și te faci pe Disney și începi a face bani. Și să acoperi acasă. Sau nu pe Disney. Asta ca o idee. Adică ca o așa, nu la funcționat. Un instrument care e jos, posibil să crească de mai lung și acolo poți să dai profit să acoperi atât de ora asta. Asta e o soluție mai corectă, mai bună, ca să nu stai și pierzi și dureri de cap. Pur și simplu, ai blocat, concentrează pe instrumentul care sunt, care e clar. De exemplu, să nu știu un sală, nu ați persoane văd în sală, dar sunt pe gaz, dacă poți. Ori mai sunt. Vedeam cumva gazul nu mai... Nu mai de emoții cele care au la început. Să duci și să duci și să duci și să duci. Am așteptat să spun. Ați spus eu. Eu gata! Vine sezonul, vine toamna, ne-am putut să putem tomată, să încheie contractul. Când o să rupi la știri, pleacă cineva de noi să te transferi în contractul, cam așa e timp. Iar acolo timpul când noi trebuie să, să găsim momentul care. Iar el mai vine jos și asta, încercăm în coate jos. Găsim punctul în care și folosim. Iar acolo un instrument care se poate de copit, de exemplu, așa de bilat. Dar bun, voi nu aveți așa ceva, atunci vă folosesc pentru creștere depozitul voastră. Așa, aici vă lui clar, și ultimul lucru. Ce pe bordă?
foarte financiar și asta... Dar JP Morgan? Da. Asta... Sincer, nici nu m-am uitat JP Morgan. Bun. Încă unul avem și finalizăm. Cite. Dar nu poate. Voi știți graficii sau... Nu, citim și eu asta. Aha. Nu știu ce să trebuie să rezinează primitul ăsta. Că tare să trebuie să fie bune și să fie profitare. Ele sunt lente, sclare, frumoase pe seana. Așa, avem două semnuri aici. Ce așa e la asta mult? Și permite? Da, mai e unde? Și este un... Și nu-ți ia ca acolo e bani. Eu nu înțeleg, voi și partidența mă, wow! Sau am așa să zic la voi, e bun să poți. Aici s-au gestionat mult mai bine, apropo. Uitați, deci, sunt două loturi jos. Sus e un lot. Poftim? Nu, s-a închis numai, nu lucrează cu unul. La muncă în cade, contul crește. Unul s-a stup. Aici e simplu de tăiat, așa că, bună ziua, dacă prietul cade înapoi până jos, e ideal, închide ușor sălălurile, fiindcă acolo e minim, acolo e fundul mării. Și acolo cu bani, fiindcă corect a spus și ne-a spus. Acțiunile și eu vă recomand să mergeți mai mult pe bani. Sălurile astea, nu știu, trebuie să știți concret informații de la fumături, dacă lucrează cu ies de faliment sau și-a pus la toată situația mai bună. Iată atunci a săl. De asta, în orice moment, chiar dacă ai săl, ea să crească. Companiile astea sunt create, sunt făcute, pentru că ei se zvolte. Business, crească afacere, nu știu și om, chiar cei din sală care aveți afaceri pe lângă trading, eu nu cred că afacerea aceea o lăsați acolo să moară, în cazul la voi nu merge business. Sau o închideți și a spus că afacerea s-a uitat. Găsiți soluții pentru a o ridica înapoi. Iar fiți asta și o să facă toate companiile. Pentru a găsi soluția după parte. La momentul în avantaj e bine că cade. Și contra sub. Amu e aș poate gestiona. De asta și-au fost închis iarăși. Unul dintre bani. Fiindcă au fost două lapte. Un bai a fost închis. Scopul este amu. El e minim, îl mărgă înțelește, maxim la fel. Dacă ajunge și-a puțin până aici, iată de aici între cu bai cu două roguri. Iată în zona, asta e o posibilitate de oprire. Deci se vede clar și acumulare. Dacă va fi cădere, că de acolo cu două loturi se poate de ajutat și unul cel puțin din închis în sel așa cum este, cum te-am gata aici. Sau pe amândouă, aici trebuie 10 de sens. Chiar dacă stiu și în sus, acoperi ușor asta. Iată, aici sunt posibilități ușor, clar. Bun, noi acum din fungă repede, dar trebuie să analizezi graficile, ți-ai pus un pe zonă, ți-ai scris strict, asta respect, pentru a ieși dintre așa situație. Asta s-o parte și s-o mărtat, asta să spun. Chiremi sunt pe care? Și pe înză de, și pe avut de, și pe șase sunt acolo. Toate instrumentele s-au zis. Dar nu difieră nimic. Cam tot aceleași situații trebuie să fie reproșinat dumneavoastră, mai cum prin care poți fi din alt tip. Dar anume soluțiile astea trebuie să le puneți în lucru. O să fac analiza numai la 100 de X, fiindcă timpul la noi deja a trecut. Eu nu știu care e situația, pentru dimineața era una. L-am așteptat scala, dar nu cred că era atât. Trebuie să ajung la zi, așa am fost idei. Da, și mâine poate să pornească bani, eu nu te ajuns. Ia un stop. S-a bătut. Dar el ia de la umbra asta, întâi oară. Și am zis, că noi vorbim de... Dar nu, e crescut, Dana. A venit și secundul nu ne arată prea de joare ecranului, de să mă uit la graficul ăsta, ca să pot vedea mai clar. O să încerc să fac așa. Nu, e 100 noastră bătută, e 100 și 100 e cum și era. Până la ora 12, mai e. Nu, da, de ce? Nu, să bate. Nu ești de tău părinție, tot. Ați fi părinție?
Dar nu cum a așteptat că precis. Eu că din jur de astăzi, el trebuie și-a puțin să vină, să testez nivelul și-a, să arăte că într-adevăr el îl trebuie să se fixeze, da, să-l mențină într-un. Ca într-o idee filmatorie. Avem nivel, el străbate, să vină, să fie rămas bun și apoi să plece. Iată cam așa și-a v-aș accepta dacă este străbatele pe el. Iată ce vă recomandă, dacă urmăriți pe el. Dar așa sunt să vă întrebări, de ce? Eu nu. Sunt supra-cumpărat. GBP-ul la fel, toate. O să duce la șef, arată semnal de paie, termenul. O să duc cadru. Cam același principiu, eu aș avea străbat, l-am dat înapoi în canal. Și azi, dacă s-a sfârșit, o să duc cadru, o să fix, în fix, în fix, în fix, până a apărut noutatea și apoi o căzut. Dar restul pieță se atmișca, absolut diferit. Nici nu știu corect după ce să mă conduc, să vă spun și o informație bună ca să nu vă duc în eroare. Din motiv că nopul iar ajunge la nivel și iar este stagnare, ce mai e fără strâmente și aputerii și care conduci după USDX. Aurul tot are pire și decizionare colecție. Eu aștept colecție. Ca să pot să mă conduc mai departe. Dar... Nu mai depinde de ce noutate poți să apară, că într-adevăr să ducă pe cum vorbește toată. Bitcoin-ul, dar și Bitcoin-ul n-ați mai ieșit? Noi nu vreau, noi nu avem bani din lucru. Dar cum e interesant. Eu am văzut că știu ce interesant. Ai intrat un loc și așa... Da, nu vei părere. Apropo, eu am observat mult din trei de trei care ați apicat în jos. De ce? E acolo mare. Așa, dar volumul... Dar nu contează cum avem mai. Și comisiunea este acum spune. Putați-vă la... Crash Bitcoin, da? Și pe valută era o străbătut tare, la 89 până la cât era? 200 sau 500? 290. Așa o lună, mai. Crash. Ele, ele fac figuri. Figuri una după alta, flaguri, triunghi. Figuri de conjunctate. Deci, dacă vedeți, ușor o să se depinde. Bun, eu nu recomand ca să intrați astăzi testațele, vedeți, putem crești Bitcoin. Anume, el de la 98 ceva prețul, a găsit la ajuns la 200. Dar pe un punct, asta e destul de, e bun punctul lor pe asta. Recomandarea mea ca să nu ajungi să lapte. În cazul strict sau necesare, îl aplicați. Dar mai mult aș recomanda să căutați instrumente mult mai simple decât voi, care să vă dăie clar, frumos, între de jos și adăugări. Iar asta e metoda cea mai bună. Lacătul numai în situații extreme și nu în caz de emoții. Dacă o străbătut nivel, dacă și cum am străbat pe SDX, el nu-i străbate nivel. El e pe vârf, dar asta nu înseamnă că el poate străbat azi, după așa credere. Nu știu, n-am nicio noutate, posibil că ați spus din mai departe. Ce să vă mai recomand? Vă sunteți oameni mari, aveți experiență? Luați și concentrați-vă pe orice de lucru. Ajungeți la orele astea ca să vă înțeleagă părerea asta. Ce se fac, cât se fac și ce se aplică în momentul ăsta. Panica!